În urma destrămării alianței dintre PSD și PNL, guvernul a emis în 2014 ordonanța 55, care permitea, pe o perioadă determinată, trecerea aleșilor locali de la un partid la altul, fără ca aceștia să-și piardă mandatul. În urma unei contestații a parlamentarilor PNL și PDL, Curtea Constituțională a declarat actul normativ neconstituțional și a solicitat Parlamentului să reglementeze, printr-o lege de respingere, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse deja în perioada aplicării ordonanței. Săptămâna aceasta, legea de respingere Spingerea ordonanței 55 din 2014 a ajuns în dezbaterea senatorilor. E ușor inutilă dezbaterea pentru că efectele juridice nu mai pot fi reglementate așa cum ne-a cerut Curtea Constituțională. Dar nu avem cum să uităm că a fost, cred că, cel mai mare negoț cu primar Marca Dragnea din istoria post-revoluție încoace. A fost o ordonanță care, în opinia mea, va lăsa uh, cicatrici multă vreme. În general este bine să evităm să ridicăm primii piatra, pentru că dacă ne-am uitat cu mai multă atenție și ne aducem aminte cum s-a ajuns la acest uh, fenomen, nu v-aș aduce aminte că istoria a plecat de la o faimoasă ordonanță de urgență adoptată înainte, or, la fel de faimoasă ordonanță 55, de guvernul condus de domnul prim-ministru Emil Boc și care la acel moment a fost bine prezentată, cu foarte multe argumente și explicații, cu... a fost bine mersi, a fost pe deplin constituțională și pentru PSD, dacă nu mă înșel, a produs o pierdere de vreo 4-500 de aleși locali. Pe parcursul întregului ciclu legislativ, legea a trecut de mai multe ori prin comisiile de specialitate ale Parlamentului. În legislatura precedentă, Camera Deputaților a introdus o prevedere care precizează că toate efectele juridice, politice sau de altă natură, produse ca urmare a trecerii unor aleși locali la alt partid, se păstrează în integralitate. Senatorii au fost de acord cu legea de respingere a ordonanței 55 din 2014, dar au ținut să marcheze momentul cu un nou episod de acuzații reciproce între cele două tabere politice ca multă liniște în partea stângă. Trecem atât de ușor peste un fapt care s-a întâmplat acum doi ani și și prea multă poezie despre un lucru concret. În 2014, când unii dintre noi se pregăteau să muncească într-o campanie cinstită și corectă, când ne pregăteam de alegerile prezidențiale, domnul Victor Ponta, prim-ministru la momentul acela, și Liviu Dragnea, conjutețean cu mine de la Telorman, a găsit cu cale să aducă această ordonanță 55, care a furat la momentul acela 500 de primari. Astăzi, astăzi, dumneavoastră aveți guvern Grindeanu și majoritate parlamentară, tocmai pentru că ați furat în 2014 500 de primari. Dacă îl citeați pe Eminescu, citeați și-aia cu. E ușor a scrie versuri că nimic nu spune. Stimați colegi, știți despre ce vorbiți? E cumva o ordonanță care a obligat primarii să schimbe partidul? care le-a pus pistolul la tâmple să schimbe partidul? Nu! Am aflat că această ordonanță din 2014 a influențat alegerile parlamentare din 2016. Poate află și stimatul coleg că au fost alegeri locale în 2016, unde la fel v-ați luat o bătaie soră cu moartea, pentru că retorica găunoasă, pe care o folosiți din păcate și în Parlamentul României, cu limbaj de genul să nu mai dăm pe după colți, ceea ce nu ne face totuși cinste, nu a ținut nici la alegerile locale. Să veniți să spuneți că după ruperea USL-ului, primarii nu mai știau în ce partid sunt. Este chiar absurd și vă batem obrazul. I-a șantajat cu banii publici. De asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. I-ați ademenit să vină și i-ați amenințat că dacă nu vin, nu, nu niciun ban. Știți unde s-au semnat contractele pentru programe pentru aceste primării, pe scările sediilor PSD. Legea de respingere a ordonanței numărul 55 din 2014 a fost adoptată de Senat în calitate de cameră decizională, cu 104 voturi pentru și 3 abțineri.